Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Plus. Discutăm în această seară despre învățământ. Pentru că am început un nou an, vom afla în această seară ce îi așteaptă pe profesor Igor Jen și de la invitatul meu, domnul Ion Ișvan, inspectorul general școlar al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Bună seara, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul Bună seara, vostru. Bine v-am găsit. Profit de ocazie că este prima dată când vin la o emisiune în acest an, în anul 2015, și vreau să urez tuturor telespectatorilor postul dumneavoastră de știri și nu numai lor, ci elevilor din învățământul din Gorj și dascălilor care îi pregătesc să aibă parte de un an frumos, de un an sănătos, cu realizări cât mai multe. Înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să le spun telespectatorilor noștri că ne pot trimite întrebările lor la 0757-028802, număr afișat și pe ecran. Așadar, am încheiat un an 2014. Dacă ar fi să facem un bilanț, cum a fost acest an pentru învățământul din Gorj? Da, la noi în învățământ, toamna numărăm bobocii, practic în septembrie 2015 vom putea vorbi despre anul școlar 2014-2015, dar dacă ne raportăm la anul calendaristic 2014, eu pot să vă spun că a fost mai bun decât anul 2013, pentru că rezultatele obținute atât de elevii noștri din județul Gorj, atât la olimpiadele naționale, cât și la examenele de sfârșit de ciclu și la examenele de admitere la universitățile din România, au fost mult mai bune decât în anul 2013. Pot să vă spun că și rezultatele obținute de colegii noștri de dascăl la sesiunile de comunicări științifice au fost de asemenea bune și foarte bune, colegii mei remarcându-se prin acțiunile întreprinse la foarte multe concursuri de nivel județean, interjudețean și național. Am intrat în 2015. Știm că începem anul cu o veste bună pentru profesori, mă refer la acea creștere salarială. Da, în octombrie, Guvernul României, în frunte cu domnul prim-ministru, cu domnul Victor Ponta, au semnat un acord cu sindicatele din învățământul românesc, atât universitar cât și preuniversitar, în urma căruia au hotărât să se pună în practică 18 puncte, prin care profesorii, învățătorii, cei care lucrează atât în învățământul preuniversitar cât și în învățământul superior, să obțină printre altele o creștere salarială de 10% în 2014. Această creștere salarială va fi în două tranșe. De la 1 martie salariile vor crește cu 5% în învățământ, urmând ca de la 1 octombrie să crească iarăși cu 5%. În protocolul respectiv este stipulat ca în fiecare an, și în 2015, și în 2016, și în 2017, salariile să crească cu 10% pe an, urmând ca în 2017, atunci când vom termina cu plata banilor pe hotărârile judecătorești câștigate de profesorii din învățământ, salariile să crească undeva cu 20-25%. Ce alte noutăți mai sunt în contractul profesorilor? Deci așteptăm legea bugetului și eu sper ca în această lege să fie prinsă și plata navetei colegilor noștri care merg și predau în școlile din Gorj, să le plătim naveta de acasă la școală și de la școală acasă, astfel încât să degrevăm cumva și comunitățile locale, primăriile, de plata acestei navete și să nu mai ajungă în instanță, așa cum foarte mulți se duc și câștigă în instanță, să le fie decontată naveta. Sper să se facă prin inspectoratele școlare județene, practic noi să trimitem banii la școli, iar școlile să poate să plătească în fiecare lună, atunci când se primesc salariile, să se primească și banii pe navetă pe luna anterioară. Ar fi o soluție mai bună să primească banii direct de la școală și nu de la primării? Da, e mult mai bine, pentru că se pot și controla mult, mult mai ușor și
Vedeți, noi am mai avut probleme cu banii pentru naveta elevilor de liceu. Dacă în momentul în care am venit inspector general în iunie 2012 la Gorj aveam o restanță de aproape 20 de miliarde la naveta elevilor de liceu, pot să vă spun că astăzi, acum când discut cu dumneavoastră, am plătit toate aceste restanțe, deci nu avem nicio restanță la nimeni pentru perioada anterioară, iar în ianuarie acum vom plăti naveta copiilor din decembrie. Am tratat foarte serios această problemă, atât Guvernul României cât în special Ministerul, printr-o metodologie pe care au transmis-o în teritoriu. Am subvenționat, practic am plătit o sumă fixă pentru fiecare kilometru pe care îl fac copiii către școală, indiferent unde se desfășoară sau către ce școli, din ce mediu și în ce zone sunt copiii respectivi, astfel încât toată lumea știe că pentru un număr de kilometri, indiferent unde te găsești în România, primești aceeași sumă de bani. Pentru că, un paradox, populația școlară era într-o continuă scădere, dar banii pentru transportul elevilor erau mult mai mulți în fiecare an. Erau invers proporțional cu numărul de elevi. Probabil că așa se va proceda și la naveta profesorilor. Pentru fiecare kilometru se va stabili o sumă cu care va fi plătit fiecare dascăl care face naveta. Unde sunt cei mai mulți copii navetiști care fac naveta la școală? Deci sunt foarte mulți copii navetiști în zona Novaciului, deci toți de zona Novaci, Baia de Fier, chiar la Turceni, pentru că Turceniu este și un grup școlar foarte numeros, sunt și foarte mulți copii care învață la această zonă de învățământ, și la Mătăsari, să știți că și la Motru. Practic, la Motru, anul acesta au reușit să depășească, au făcut aproape 5 clase în plus peste cele pe care și le-au preconizat, pentru că foarte mulți copii din Mehedinți, din zona Motrului, au venit și au, datorită faptului că se plătește, se decontează la zi naveta pe transport, au ales să vină și să învețe la Colegiul Tehnic din Motru. Dar, așa cum vă spuneam, cheltuielile cu transportul elevilor se ridică undeva la 650-700 de milioane pe lună. E o sumă destul de mică, o sumă care poate fi suportată. Pot să vă spun că dacă ne raportăm la perioada 2012, chiar 2013, naveta sau banii pe care îi plăteam pe naveta elevilor de liceu se ridica undeva la 3 miliarde, 3 miliarde și jumătate. Adică de aproape 5 ori a scăzut suma de bani pe care o plătim pe naveta elevilor. Așa că numai din economiile făcute cu transportul elevilor, zic că se poate plăti și naveta cadrelor didactice. Dascălii cum stau la acest capitol cu banii de navetă? Sunt localități, comunități locale care și-au putut permite și care au înțeles că nu poți să faci calitate, nu poți să aduci oamenii din mediul urban, din orașe, să-i aduci în mediul rural, dacă nu ai un învățământ de calitate, dacă, indiferent câte investiții faci în localitatea respectivă, poți să duci canal și apă în vârful dealului, dacă nu ai și o școală bună și foarte bună, cu profesori mulțumiți și motivați, cetățenii vin în comunitatea respectivă tot în weekend, sâmbăta și duminica, nu se mută către acele localități, și atunci sunt localități primării care decontează integral naveta profesorilor, dar avem și cazuri unde din diferite motive, în special de datorită fondurilor insuficiente la primăriile respective, această navetă nu se plătește. Știm că profesorii au primit în avans banii pe acele sentințe judecătorești. Da, Guvernul României a făcut un efort extraordinar, a reușit în 2014 să plătească banii de navetă pe 2014 și să-i plătească în luna decembrie și pe cei pe care trebuia să-i plătim pe parcursul acestui,
acestui an. Practic, până în 16 decembrie, toți colegii din învățământ au intrat pe cardul sau în conturile bancare sumele de bani care li se cuveneau pentru anul 2015. Eu sper ca în primul semestru din acest an, așa avem informații, ne se spunea în decembrie anul trecut, să încercăm să plătim și banii care ar trebui plătiți în 2016, astfel încât colegii noștri să primească cât mai repede banii pe hotările judecătorești. Primim și mesaje la 0757028802 și o să rog în același timp telespectatorii care au să ne spună ceva să ne trimită mesaj și să nu ne sune, pentru că nu putem să intrăm în legătură cu dumnealor pe acest număr de telefon. La întrebarea noastră ce așteaptă pe profesor Igorjel în 2015, ne spune un telespectator, îi așteaptă 3 luni de vacanță și niște copii pe care nu îi vor învăța nimic. Șchiopătează învățământul lui Gorjan? Nu, probabil că e o răutate a unui telespectator, probabil că nu a făcut destul de multă școală în România, pentru că să știți că încet, încet învățământul cu bune și cu rele face parte din viața de zi cu zi. Practic, așa cum este învățământul în ziua de astăzi, va fi societatea peste 15-20 de ani. Deci, practic, noi astăzi pregătim societatea anilor 2025-2030. Dar se vede, iar pentru mine, un barometru sunt articolele care apar în presa locală, în presa națională, referitoare la ceea ce se întâmplă în învățământul din Gorj și în învățământul românesc. Și dacă mă raportez numai la aceste lucruri, lucrurile negative, sau sunt din ce în ce mai puține lucruri negative care se întâmplă în învățământul românesc. Și acest lucru nu poate decât să ne bucure, pentru că plecând de la disciplina care există în școlile din Gorj până la ceea ce modul în care copiii se comportă, elevii noștri se comportă pe drumul către casă sau către școală, lucrurile sunt mult îmbunătățite. Un alt telespectator ne întreabă, domnule inspector general, puteți să-mi spuneți de ce trebuie să mă judec pe munca mea și dacă este normal în secolul 21, probabil se referă la acei bani pe care trebuie să-i recupereze de la primării. În eventual de la primării sau pe tot felul de legi care nu au fost respectate de cei care au fost înaintea noastră la guvernare. Și noi ne punem aceeași problemă, de ce trebuie oamenii să se judece, și tocmai pentru acest fapt guvernul a hotărât să plătească anticipat banii pe hotărâri judecătorești, pentru că până la urmă este dreptul oamenilor și banii trebuie să ajungă cât mai repede la colegii noștri, la profesori și la învățători. Poate să fie vorba și în acest caz de o reavoință, spun eu, a primarilor, a instituțiilor? Nu se pune problema de reavoință. Eu am o relație foarte bună cu majoritatea, pot să spun, fără să hazardez, cu toți primarii din județul Gorj, pentru că sunt oameni responsabili, oameni care sunt foarte aproape de învățământul din localitatea respectivă și pot să vă spun că nu au posibilități financiare, nu toate comunitățile locale pot să susțină naveta profesorilor. Dar, așa cum vă spuneam, așteptăm bugetul pe 2015 și eu îmi doresc, sper să fie prevăzute sume de bani pentru naveta profesorilor în acest an calendaristic. Dar pot să vă spun că dumneavoastră, datorită relației de colaborare pe care o am cu primarii, cu comunitățile din județul Gorj, am încercat și am reușit în ultimul timp să-i așezăm pe oameni cât mai aproape de localitățile de domiciliu. Adică am încercat și să știți că am și reușit să nu existe colegi care trec unul pe lângă celălalt. Adică un coleg din zona Cârbunești să vină în Târgu Jiu și alt din zona Târgu Jiu să meargă în zona Cârbunești sau în zona Novaci. Am încercat și am găsit înțelegeri ca oamenii să lucreze cât mai aproape de casă. Practic și acum, în aceste zile, am demarat procedura prin care
Vom ocupa cu personal didactic unitățile de învățământ în anul școlar 2015-2016, deci practic în luna decembrie am lucrat la planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016, iar astăzi am semnat decizia prin care am numit Comisia Județeană de Mobilitate pentru ocuparea posturilor din învățământ cu personal didactic. Practic, la sfârșitul acestei luni vom ști colegii care vor ieși la pensie începând cu 1 septembrie 2015. Se va ști zilele următoare bugetul de ore din fiecare unitate de învățământ, vom face încadrarea cu titulari a unităților de învățământ din Gorj, după care vor fi vacantate posturile pentru a fi ocupate prin concursurile specifice din învățământ cu personal didactic calificat, astfel încât la 1 septembrie 2015 să sau 1 septembrie 2015 să ne găsească pregătiți și din acest punct de vedere. Vedeți, dumneavoastră, am reușit să ne organizăm și anul acesta, și anul trecut, și acum 2 ani, astfel încât să nu avem colegi care să rămână pe din afară, să nu aibă locuri de muncă, sau mai rău să avem efective de elevi care să nu aibă dascăli la clasă. Am reușit să găsim un echilibru între aceste lucruri, astfel încât nu am avut disfuncțiuni în învățământul din Gorj. Am mai primit mesaje între timp. De ce încă se mai cer bani în școli? De exemplu, 40 de lei pe elev se cer la un liceu. Se mai face fondul Nu știu clasei să-mi sau spună ce la se acel întâmplă? Da, o liceu, să. conform legii educației, chiar să-mi dați numărul de telefon și o să-l caut eu pe telespectatorul care ne-a trimis mesaj să vorbesc cu dânsul, pentru că nu, sub nicio formă, nu se adună, nu se colectează bani în învățământul preuniversitar din Gorj. Învățământul este gratuit, iar activitățile comerciale sunt incompatibile cu activitățile didactice. Scrie foarte clar în lege. Probabil că mai sunt asociații de părinți, pentru că fiecare unitate de învățământ are o asociație de părinți și sunt asociații de părinți mult mai active, depinde de școală, de liceu. Ei vin și sprijină foarte mult conducerea unității de învățământ, dar fondul clasei eu știu că nu există, că este desființat și unde găsesc astfel de situații, merg sau trimit inspectorul de sector sau o echipă de la inspectorat care să verifice ce se întâmplă în tăia respectivă, pentru că sub nicio formă nu trebuie să colectați bani de la elevi sau de la părinții elevilor. Ce fac asociațiile de părinți este altceva, e problema dânșilor. Mai avem și alte mesaje, dar vom răspunde cu siguranță tuturor celor care ne-au trimis întrebări la numărul afișat pe ecran după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Ne-am întors la Jurnal Plus. Discutam înainte de publicitate despre ce îi așteaptă pe profesori în 2015. Reluăm discuțiile imediat. Invitatul meu din această seară, domnul Ion Ișvan, inspectorul școlar general al ISJ Gorj. Domnule Ișvan, mai înainte de publicitate răspundeam mesajelor telespectatorilor. Nu am apucat să dau în judecată primăria. Mai pot primi banii? Ne întreabă un alt telespectator. Probabil a rămas tot pe acea problemă Cu cu naveta, banii na, de probabil navetă de că. la primărie. Deci eu vă spun că sunt din ce în ce mai puțini colegi care fac navetă, pentru că, așa cum vă spuneam, am avut grijă să îi apropiem de domiciliu. Pentru că, până la urmă, este foarte important ca fiecare dascăl să lucreze acolo unde se simte cel mai bine. Și cel mai bine te simți acasă, nu te simți în altă parte. Dar dacă merge în instanță, probabil că poate să câștige banii pe care îi are de primit de la comunitatea locală respectivă. Domnule Ișvan, voiam să am pentru dumneavoastră și o întrebare, să-i spunem, mai sensibilă. Multă lume, când aruncă o privire în noua generație, e vai de capul ei sau cine știe ce alte cuvinte nu foarte plăcute. Spuneți-ne dumneavoastră, încotro se îndreaptă noua generație? Este o direcție bună sau una greșită? Dar să știți că eu am foarte mare încredere în noua generație. Pot să vă spun că am în casă, în familie,
doi copii excepționali din generații, pot să le spun, diferite. Ioana se apropie de 18 ani, în această lună va face 17 ani, elevă la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Ștefănuț a făcut 10 ani în august, deci este altceva. Pot să vă spun că îi pasionează foarte mult ce se întâmplă în viața de zi cu zi, ce se întâmplă pe lângă ei. Nu sunt deloc de lăsători, știu foarte bine ce vor de la viață, pentru că, vedeți noastră, accesul pe care l-au la informații, practic informațiile ajung foarte ușor și foarte repede la oricine dorește, cine vrea să le caute. Acest lucru, să știți că ajută foarte mult învățământul românesc. Eu cred și nu cred, sunt sigur că învățământul din România merge pe un drum bun, pentru că dacă ne putem raporta cu rezultatele pe care le obțin copiii noștri la olimpiadele internaționale, acolo unde se confruntă cu copii care provin din toate țările din lume sau cu o mare parte din țările din lume. Ați văzut și dumneavoastră, copiii din România vin cu destul de multe premii la aceste olimpiade. Au fost și la concursuri internaționale. Știm, și anul trecut au fost destul de mulți copii talentați. De asemenea, dacă îmi spuneați mai devreme, înainte să intrăm în direct, despre faptul că în MEAI cei mai mulți copii care sunt pe primele poziții, care sunt admiși acolo, sunt din Absolvenți Gorj. de liceu din județul Gorj. Eu am mai spus acest lucru și la alte emisiuni la care am participat. E o statistică făcută de colegii de la Poliția Județeană Gorj, de Biroul de Presă al Dânșilor, și în jur de 230 de absolvenții de liceu din județul Gorj au intrat la universitățile Ministerului Administrației și Internelor, universități la care se susține examen de admitere. Practic, din ce citeam acolo la dânsii, la pompierii, pe primele trei locuri, primii doi sunt din județul Gorj, la jandarmi, din primii cinci, trei din primii cinci sunt din județul Gorj. Deci, se confirmă foarte mult că dacă se lucrează la clasă, dacă dascălii își fac treaba așa cum este necesar, rezultatele pe care le au copiii la admiterea în universitățile din România sunt bune și foarte bune. Pot să vă spun că pentru prima dată, gorjanul anului, da, deci omul care este cel mai bun din Gorj în 2014, este elev la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Dumitru Călugăru este cel mai bun dintre noi în acest an. Pentru mine este o mândrie că învățământul român din Gorj a reușit să dea județului cel mai bun gorjan. Este un elev deosebit, cu rezultate foarte bune, la olimpiadele naționale mereu este primul sau al doilea. La fel se întâmplă cu el și la olimpiadele internaționale. Deci, din câte îl știu și îl cunosc pe Dumitru, este un tânăr extraordinar care se pregătește la cot cu colegii lui, învață în Târgu Jiu, în Gorj, e produs 100% al școlii din Târgu Jiu, nu face pregătiri suplimentare, deci nu lucrează decât cu dascăl din România. Deci, apropo de ce ziceați dumneavoastră de învățământul românesc, eu zic că prin acești copii nu face decât să ne bucure și să ne asigure că este pe un drum bun. Și aici am mai putea adăuga și faptul că județul Gorj a primit în decembrie 2014 premiul pentru învățământ la Gala Celebrităților. Da, domnul Adrian Gorun, președintele Consiliului de Administrație al Universității Constantin Brâncuși, a primit acest premiu. Am citit și eu în presa din Gorj și vedeți lucruri bune care se întâmplă cu oameni din învățământul din Gorj, pentru că domnul Adrian Gorun, pot să vă spun că s-a format ca dascăl în învățământul preuniversitar din Gorj și o foarte bună bucată de timp domnia sa, ocupându-se și de soarta învățământului preuniversitar, fiind inspector general, secretar general minister și așa mai departe.
Mai vin și întrebări la 0757028802. Un telespectator ne întreabă de ce pot fi două grădinițe în satul Cocoreni, dar nu se poate forma o clasă zero în sat. Copiii noștri au dreptul la învățământ normal sau la noi trebuie să se meargă mereu pe simultan, chiar dacă sunt copii necesari formați. Da, Da, există în cele două comună grădinițe, e vorba, din câte știu eu, e grădinița de la din satul Cocoreni, sunt două, e cea de la cei care îți dea al cult, martorii lui Jehova sau ceva de genul acesta, pocăiți le spune acolo și grădinița, și acum sunt două școli, e o școală primară chiar în satul Cocoreni, undeva spre Olari, spre Plopșorul, și e cealaltă școală în Peșteana, și mulți dintre părinți vor să meargă cu copiii în Peșteana. Eu, din câte știu, va fi clasă pregătitoare și la Cocoreni, din ce am vorbit cu la școala primară de acolo, pentru că să știți că sunt foarte mulți părinți din satul vecin, din Olari, care vin cu copiii la Cocoreni. Oricum, și în Cocoreni am reușit, dacă acum 3 ani, 4 ani era învățământ simultan, toate clasele au la învățământ simultan, acum sunt clase independente. Un alt telespectator ne scrie: aș dori să știu de ce personalul nedidactic, îngrijitori sau fochiști nu beneficiază de hotărârile judecătorești. Pentru că legile respective nu făceau referire la... Nu, ne pare rău, eu cunosc foarte bine problema personalului nedidactic. Sunt puțin nedreptățiți. Din ce discutam cu domnul ministru Remus Pricopie, ne spunea, se știe la nivelul ministerului și se făceau demersuri, pentru că este acea lege a salarizării unice în care sunt prinși și nu pot fi depășite grilele de salarizare din legea respectivă. Dar conducerea ministerului cunoaște, știu că sindicatele s-au implicat foarte mult și au cerut de nenumărate ori ministrului să rezolve și această problemă. Cred că în timp vom rezolva și problema salarizării personalului didactic, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt oamenii care ajută foarte mult învățământul din România, practic pe umerii dânsi, și doar stă tot ce înseamnă administrarea unei instituții de învățământ. Ei ne creează condițiile ca atât dascălii cât și copiii să se simtă foarte bine în clădirea respectivă. A venit 2015 cu evaluări pentru directorul instituțiilor de învățământ? Nu, conform legii, evaluări se fac numai la personalul contractual nedidactic. În luna ianuarie, practic între 1 și 31 ianuarie, va trebui să fie analizată și să primească calificativele colegii din personalul nedidactic. Pentru personalul didactic și didactic auxiliar, aceste evaluări se fac la sfârșitul anului școlar, undeva în luna august, am făcut în 2014, vom face și în august 2015. Deocamdată se muncește foarte mult, pot să vă spun că în această perioadă și în cele 3 săptămâni care vor urma se creionează practic și vom vedea care sunt rezultatele muncii atât ale colegilor mei, ale dascălor, cât și ale copiilor, pentru că se dau ultimele lucrări de control, se fac ultimele ascultări, pentru că peste 2 săptămâni de zile vor fi încheiate mediile și va fi definitivată situația la învățătură a fiecărui copil din județul Gorj pe primul semestru al anului școlar 2014-2015. Practic, ieri a fost Sfântul Ion, am terminat-o cu sărbătorile de iarnă și sunt convins că de luni toată lumea, atât copiii cât și dascălii, vor intra cu motoarele turate la maxim în următoarele 3 săptămâni, pentru că nu toată lumea își dorește, atât copiii cât și dascălii, ca rezultatele să fie cât mai bune la sfârșitul primului semestru.
Tot în această perioadă au loc olimpiadele școlare, suntem la faza pe localitate, la majoritatea disciplinelor, la unele chiar vom începe faza pe județ. Deci se pregătesc pentru că în aprilie vor fi fazele naționale, practic nu mai este foarte mult timp și atunci toți ne dorim ca rezultatele la aceste olimpiade să fie cât mai bune. Practic, tot în această perioadă se fac recapitulările, pot să le spun, finale pentru primul semestru, pentru că cei de clasa 11-a, cei de clasa 12-a, la sfârșitul lunii februarie, practic la începutul lunii martie, vor avea simularea examenului național de bacalaureat. Așteptăm metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale să vedem cum vom proceda în această perioadă. De asemenea, cei de clasa 8-a își definitivează pregătirile prin evaluările pe care le avea pentru încheierea situației la învățătură pe primul semestru, pentru că ei încep mai devreme simulările, undeva la sfârșitul lunii februarie, vor intra în aceste simulări și eu știu din experiență și anul trecut și acum 2 ani, practic după aceste simulări, părinții realizează la ce nivel se găsesc copiii și practic începe lupta contra cronometru pentru pregătirea examenului din vară. Deci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în aceste zile în învățământ și nu numai în aceste zile. Vom avea la sfârșitul lunii februarie, în 31 ianuarie, vor intra într-o vacanță de o săptămână copiii din învățământul preuniversitar, după care va începe semestrul 2 din anul școlar 2014-2015. Și vedeți cum începe semestrul, cum încep și problemele, simulările, pentru că numai așa putem să fim siguri sau să avem certitudine că la vară rezultatele vor fi mult, mult mai bune. Pot să vă mai spun că tot în luna februarie și noi vom demara în proiectele pe care le avem axate pe fonduri europene, februarie, undeva la sfârșitul lunii februarie, vom demara activitățile de pregătire cu elevii. Deci vor merge, am selecționat profesorii, s-au făcut programele, părinții, Federația Națională a Părinților din România, prin dascălii pe care i-au angajat dânsii, ne-au spus cam unde sunt probleme în pregătirea elevilor de clasa 8-a și de clasa 12-a, ne-au dat programele după care să lucrăm cu copiii, urmând ca din luna februarie să începem efectiv acele pregătiri, în weekenduri, sâmbătă, duminica, profesorii să meargă către copii și să lucreze cu ei. Am încercat și sper să și reușim ca profesorii să primească, să fie plătiți, să nu mai facă numai muncă patriotică, să muncească, vezi, domne, ai prins în normă și va trebui să faci o oră, două pe săptămână de pregătire cu copii pentru concurs, pentru examenele naționale. Așadar, aceste simulări reprezintă oarecum și un barometru atât pentru profesori și cât și pentru părinți și pentru elevi. Noi ne dorim, cum să vă spun, n-o să fie trecute notele în catalog, nu au fost trecute nici anul trecut, nici acum 2 ani, nu le vom trece nici în acest an, pentru că ne dorim să știm până la urmă nivelul, realitatea, la ce nivel se găsește fiecare copil din clasa 8-a și din clasa 12-a, cei care susțin aceste evaluări, examene naționale la vară, în luna iunie și în luna iulie. Pentru că, vedeți, numai așa știm la ce nivel se află fiecare, după care profesorii pot să intervină în perioada care rămâne până la susținerea examenelor, să intervină și să elimine cât mai multe din lacunele pe care copiii le au în pregătirea lor de zi cu zi. Se vor mai face și acele meditații care... Da, să știți că se fac în școli, se fac profesorii care au discipline la care se susțin probe la examenele naționale, lucrează din luna septembrie, în plus fac ore de pregătire cu cei care doresc acest lucru. Am mai primit și mesaje între timp. Ne întreabă un telespectator, am mai discutat despre acest subiect la începutul emisiunii, de ce nu se decontează abonamentele în totalitate pentru elevi?
Ia, vedeți, dumneavoastră, sunt firme de transport care s-au dezvoltat foarte mult, transportând de elevii de liceu la școală. Practic, erau tot felul de înțelegeri făcute de cei care aveau aceste firme de transport. S-a constatat că era o diferență foarte mare între... erau firme care cereau foarte mult pe kilometru față de alte. În diferite zone ale țării s-au făcut tot felul de statistici și s-a ajuns la concluzia că ministerul poate să suporte o parte din transportul elevilor. Dacă înainte erau luni de zile în care nu primeau niciun ban pentru transportul elevilor și mă întâlneam, vă spun sincer, mă sunau aproape săptămânal oameni care îmi spuneau că n-au cu ce să mai trimită copiii la școală, că nu au bani pentru că n-au primit banii pentru navetă, pot să vă spun că în ultimul an nu m-a mai sunat nimeni să-mi spună: domne, nu avem bani să trimitem copiii la școală. Practic, în majoritatea cazurilor, banii pe care îi primesc pe navetă acopăr integral naveta elevilor. Acesta este un lucru bun. Ne mai scrie cineva: domnule general, de ce nu mi se ia în calcul o singură hotărâre de la o școală și trebuie să dau toate școlile în judecată, toate școlile la care am muncit? Pentru că, vedeți dumneavoastră, asta este. N-am avut contract de muncă cu două unități sau cu trei unități și fiecare unitate de învățământ execută, poate fi executată pentru partea din contract sau pentru numărul de ore lucrate în unitatea de învățământ respectivă. Pentru că, vedeți, nici hotărârile judecătorești nu sunt identice, nu sunt pentru toți la fel. Un alt telespectator, și cred că este vorba despre același părinte care ne-a scris mai devreme cu aceeași grădiniță din Cocoreni, legea spune că prioritate trebuie să aibă localitatea de domiciliu sau să ne luăm copiii să alimentăm școlile din satul vecin Peștean. Același părinte din Cocoreni, așa cum... Nu, eu am avut grijă pentru că știți cum avem unități de învățământ sau clase, formațiuni de studiu în orașe, unde avem efectiv mai mare de număr de elevi decât maximul prevăzut de lege, adică sunt clase care funcționează cu număr mai mare de copii decât ar trebui, cu aprobări speciale, și atunci am încercat să echilibrăm aceste lucruri, astfel încât și cei din mediul rural să dăm aprobări să funcționeze cu clase sub minimul prevăzut de lege. Deci am mers undeva, dacă au fost 10 copii în școala respectivă, noi am pus la simultan, am dat aprobare să funcționeze ca formațiune de studiu independentă, ca și clasă de sine stătătoare. Ce puteți spune nou despre acele școli cu profil tehnologic, acele licee? Deci am lucrat în luna decembrie, pot să vă spun că am reușit să încheiem contracte pentru practica elevilor cu foarte mulți agenți economici. La noi, la inspectorat, au fost zeci de astfel de cereri, pentru că nu mai putem da plan de școlarizare pentru învățământul profesional după clasa 8-a decât la liceele tehnologice, care au încheiat contracte pentru practica copiilor cu agenții economici din zona respectivă. Am medializat foarte mult, directorii de licee tehnologice au mers către agenții economici pentru că am vrut să și vedem ce specializări, ce meserii se cer, cu ce se lovesc din și ce vor să pregătim pentru ce, în ce meserii să pregătim copii. Am discutat cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul Călinoiu, în luna decembrie, a rămas ca în ianuarie, probabil săptămâna viitoare, să facem sub patronajul dânsului o întâlnire cu oamenii de afaceri din județul Gorj. Domnia sa s-a implicat foarte mult în această acțiune și pentru că ne dorim până la urmă ca cei care vor veni să învețe în aceste unități de învățământ, pe lângă pregătirea de specialitate, să poată să obțină și deprinderile practice necesare, astfel încât cât mai mulți dintre ei, în momentul în care vor absolvi aceste unități, aceste școli, să poată să-și găsească un loc
de muncă pe piața muncii și să se integreze în societate. Pentru că este un câștig pentru copii, deoarece pot să urmeze învățământul liceal superior, adică clasa 11-a și a 12-a, atât la învățământ seral sau frecvență redusă, cât și la zi. Deci, practic, liceul la cei care urmează învățământul profesional după clasa 8-a se mărește cu un an de zile, dar în acel an pe care unii pot să spună că îl pierd sau este mai mult decât la cei care urmează învățământul liceal, în acel an de zile câștigă, practic învață o meserie și, până la urmă, știți bine, meseria este brățară de aur și eu zic că vor fi mult mai câștigați de-a lungul timpului pentru că vor putea să-și găsească mult mai devreme un loc de muncă. Ați mai avut întâlniri și cu sindicatele în această Da, perioadă? săptămâna înainte de a lua vacanță a fost semnat contractul colectiv de muncă la nivelul Ministerului Educației Naționale. Am avut o întâlnire cu colegii de la sindicate, cu care am discutat, pentru că e foarte greu să meargă să semneze acest contract de muncă în fiecare unitate de învățământ și am ajuns la o înțelegere, ne vom întâlni, chiar și astăzi ne-am întâlnit, săptămâna viitoare vom face o echipă formată din directori de unități de învățământ care vor discuta cu colegii de la sindicate și vom adopta un model de contract colectiv de muncă la nivelul învățământului din județul Gorj, făcând recomandări după aceea către toate unitățile de învățământ să semneze cu sindicatele din unitățile de învățământ contractul colectiv de muncă. Pentru că, vedeți, numai împreună putem să facem lucruri bune pentru dascălii din județul Gorj. Mergeți în controle în școli în această perioadă? Se fac verificări, eu Da, știu, la centrale, la... colegii mei sunt de luni permanent în unitățile de învățământ din județ. Fiecare coleg a mers în școlile din sectorul pe care îl au în administrare. Practic, avem un control tematic, o tematică de inspecție școlară pentru această săptămână și pentru săptămâna viitoare. Deci vor fi și săptămâna viitoare în județ. Și să știți că prima noastră grijă sau primul lucru pe care l-am monitorizat a fost căldura în unitățile de învățământ din județul Gorj. Și vă spun sincer, spre bucuria mea, cu toate că afară a fost foarte frig, sper să nu vorbesc într-un ceas rău, nu am avut niciun fel de probleme. Nu a fost căldură foarte multă sau extraordinar, știți cum e, nici nu pot să, până la urmă, și instalațiile astea sunt proiectate până la anumite temperaturi, dar copiii au avut condiții bune în unitățile de învățământ. E în regulă, e important să știm că toate școlile sunt încălzite în această perioadă, mai ales Da, în și cont de... Ministerul ne-a monitorizat, ne-a cerut în fiecare zi, luni, spre exemplu, ne cereau dacă avem vreo dată de învățământ închisă din cauza condițiilor de meteo. Le-am transmis că nu aveam niciun dat de învățământ și că totul decurge normal. Practic, marți nici nu ne-au mai solicitat acest lucru. Pentru că în Gorj, în toate unitățile de învățământ, cursurile se desfășoară în condiții normale. Primiți sesizări la inspectorat, eu știu, cu privire la lucruri care n-ar trebui să se întâmple în școală? Da, sunt și eu sunt mereu atent la tot ce e pe lângă mine. Să știți că în fiecare dimineață, atunci când îmi beau ceaiul sau îmi beau cafeaua, înainte, cu mult timp de a pleca de acasă, intru pe internet și citesc atât presa locală cât și presa națională. Mă interesează foarte mult cum vede presa învățământul românesc și în special cum vede învățământul din Gorj. Deci pot să vă spun că practic îmi fac temele și știu în momentul în care ajung la birou cam ce am de făcut. Sesizări sunt probleme, dar să știți că parcă sunt din ce în ce mai puține. Sunt colegi care sunt nemulțumiți, merg inspectorii școlari, verifică, discută, stau de vorbă cu dânsii și până la urmă, prin dialog, comunicând permanent cu
unitățile de învățământ, cu școlile, respectând legislația școlară și aplicând-o pentru toți la fel, cu aceeași unitate de măsură, practic am reușit în ultimul timp să fie cât mai puține sesizări sau cât mai puține lucruri care nu sunt tocmai la locul lor. Spuneți-ne cum stau elevii gorjeni la capitolul absențe. Să știți că eu am avut o mare problemă în momentul în care am ajuns inspector general în toamna anului 2012. Mergeam în vizite prin unitățile de învățământ și știți cum observam în cataloage că nu sunt absențe. Și știu din experiență că în momentul în care nu-ți faci ora, nu pui nici absență în catalog, adică profesorii nu mergeau la ore. Da. Să știți că în ultimul timp mă bucură foarte mult pentru că foarte mulți dintre colegii noștri realizează importanța efectuării orelor de curs și să știți că acest lucru se vede prin numărul de absențe pe care apar în cataloage. Dar cu toate acestea, absențele, să știți că sunt numărul de absențe este mult mai mic decât în anii anteriori, pentru că directorul de școală, dirigintele, profesorul duc muncă de lămurire, discută cu elevii ca aceștia să fie în timpul orelor lor, în unitățile de învățământ și nu prin alte părți. Avem și cazuri de abandon școlar în Gorj? Cu abandonul școlar este o problemă. El se declară după 2 ani, după ce elevul depășește vârsta clasei. Sunt și în Gorj copii care abandonează din diferite motive școala, dar noi încercăm să păstrăm permanent legătura cu directorii de unități de învățământ, dânsii prin diriginți să ajungă acasă la copii și să discute permanent cu aparținătorii legali, cu părinții, astfel încât copilul să nu ajungă să abandoneze școala. Pot să vă spun că lucrăm la o situație, deja am reușit ca în foarte multe unități de învățământ să îi punem pe directorii de licee în legătură cu directorii de școli generale de unde le vin copiii, astfel încât să poată să comunice mult mai ușor cu părinții copiilor atunci când cei de la liceu constată că elevul a lipsit câteva zile de la școală. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Jurnal Plus. Am ajuns la finalul emisiunii. Încă o dată vă mulțumesc și vă ținem pumnii. Să sperăm că îi vor aștepta pe profesori în 2015 numai lucruri bune. Și eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și pot să vă asigur și pe dumneavoastră și profesorii că nu le vor mai fi tăiate salariile și, din contră, vor fi respectați din ce în ce mai mult pentru munca foarte importantă pe care o prestează pentru societatea românească. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc. A fost alături de noi domnul Ion Ișvan, inspector general școlar al Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Eu sunt Diana Pătruț. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Gorj TV. Imediat ne vedem la știrile Gorj TV. O seară frumoasă tuturor!